România a învins duminică seara Naționala Spaniei cu un categoric 31-26 și a intrat în lupta de calificare în semifinalele competiției. Pentru a atinge faza semifinală a campionatului european național a României cu Gheorghe Tadic pe banca tehnică, trebuie să treacă în această seară de echipa națională a Ungariei. Înainte celor trei jocuri programate seara aceasta în grupa a doua, România ocupa locul 3 în grupă cu 3 puncte, în timp ce Naționala Ungariei se află pe poziția secundă cu 4 puncte. Duelul dintre cele două formații se anunță a fi foarte disputat. În cazul unui eventual succes al ungurilor, celor echipa maghiară și asigură încă înainte de ultima rundă a grupei calificarea în careul de ași, în timp ce elevele lui Gheorghe Tadic sunt obligate să învingă pentru a rămâne în lupta pentru medalii. Fiecare meci din grupa principală este foarte important, iar pentru echipa noastră decisiv, pentru că noi vrem să ajungem în fazele finale ale campionatului european. Sper ca echipa României să obțină victorii clare în ultimele două jocuri din această rundă și să ne calificăm în semifinalele competiției. În confruntarea din această seară, Karl-Erik Böhn, antrenorul echipei naționale a Ungariei, nu va putea conta pe serviciile Suzanei Tomori, suspendată, însă revine Anita Gorbiț, care a lipsit în jocul cu Muntenegru datorită unei infecții virale. Partida din această seară, la fel ca și cea de duminică când tricolorele învin Spania și cea pe care elevele lui Tadic o vor disputa joi de la ora 19:15 în compania Germaniei, este ca o finală pentru echipa națională a României.